bruh. Look at this dude. Wait till you see the. No. Ah, look at the top of his head. Look at his lips. Doar nu vă așteptați să fac un trailer, nu? Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un episod de CSGO. Dacă vă întrebați ce e cu titlul ăla, și probabil știți deja ce e cu titlul ăla, că v-am pus și la cel mai probabil la începutul episodului câteva secvențe. Bă, am făcut 5 ani de YouTube. Bă, 5 ani ușor frumos și pe care îi regret în pui mei, că puteam să fac ceva mai util cu viața. Nu glumesc, mai, hai să nu fiu nesimțit, bă. Deci au fost cei mai șmecheri 5 ani din viața mea. Puteam să fac chestii mult mai utile, dar nu contează, glumesc, bă. Deci am făcut 5 ani de YouTube, probabil v-am lăsat câteva secvențe din videouri vechi la începutul videoului și probabil de acum sper să pot să, adică sper să am timp să postez zilnic din nou, pentru că da, din câte ați văzut acum ultimele zile am postat o dată la 3 zile, deci na, nu prea a fost ok în puii mei, deci sper să apuc să postez mai des. Da, deci bă, dați voi frate un like, acum mare aniversare și fac mare party mâine, gata, chem toate rudele, mare party, 5 ani de YouTube, ești nebun. Uai, și eu acum am dau seama în puii mei că... Iai de capul meu, mă, 5 ani, mă, și prăjucam Samp eu pe România Superstar și pe Buggy, deci nebun de jucam. Eu nu știu dacă știți, bă, ăștia care n-ați jucat Samp, dar eu făceam episoade prin 2014 de pe Buggy, mă. Doamne, mă, ce vremuri. Și sincer, acum vorbind serios, parcă YouTube-ul din 2014-2013, pe acolo când am intrat eu în comunitate, bă, era mult mai șmecher, bă. Păi toată lumea era cu durere în cur, jucau Minecraft, erau SMP-uri, eu mă chinuiam să fac vizuri să intru în The Sky Titans, nu știu dacă știți ce e The Sky Titans, dar era un SMP de ăsta de Minecraft. Deci toată lumea era cu durere în cur, nu era competiție ca acum cu trending cu alea, eu tăteam, mă jucam Minecraft, mă uitam la YouTube, nu era mai Minecraft, deci nu cred că exista alt joc în afară de Minecraft. Nici măcar CSGO, frate, jucau 2-3 youtuberi CSGO, maxim. Băi, și mi-e dor de vremurile alea să-mi bag piciorul de... Bă, aș da orice, mă, coaie să mai trăiesc măcar o zi, mă, în vremurile din 2013, de făceai Minecraft, Lucky Block, Dalia, făceai serie, ai de capul meu cât de calumea era atunci. Într-adevăr, aveam 30 de vizuri maxim pe video, dar măcar era... Ce dracu' e asta, coaie? Asta e bomba? Bă, ce update ai făcut, mă, Edi, la server? Da, by the way, joc pe go.crown.ro, adăugați-l la favorite, doar ca să aveți după aia ce server să ștergeți de la favorite, glumesc, mă. Edi, nu șterge admin, te rog eu mult. Mi-a dat admin pe pile, că eu n-am 50 de ore încă. Deci eu am 11 ore, deci să vă dați seama că eu am și pile aici pe go.crown, pe cea mai șmecheră comunitate din România. Deci am și pile, să vă dați seama că de șmecher sunt eu. Deci, bă, Edi, ce vă... Te jucai Minecraft, mă, te jucai cu puța, nisi, că m-a apucat de YouTube, bă, Edi. Acum mai fac roz la Edi dacă nu știați ce fac aici. Dați un pic că trebuie să mă concentrez să-i rup pe băieți, să mă facă hacker, că am intrat acum 2 zile pe server la Caterinca și am câștigat turnul, dar am dat numai head-uri și mă făceau ăștia hacker, ia uite coaie. Bă, Raul, ce-ai făcut, Raul? Mai m-am tapur, dar Raul. Mă făceau hacker, mă înjurau, ia uite, a, dai ca a meu acau. Eh, never mind. Și da, o să încep zilele astea să postez din nou zilnic, bine, odată la 2 zile. Cel mai mare delay sper să fie, că vă dați seama, n-am timp în puii mei, vin, mă trezesc la 6.40, mă îmbrac, morții măsii pe la 7.20, plec, după aia vin pe la 3 acasă, mă culc, mă duc la sală, cine dracu așa, pe la 5 mă trezesc, azi pe la 3 vin, la 5 mă trezesc, eu am nevoie de somn cu aia, dacă dorm 20 de minute, eu nu pot, alții se odihnesc din 20 de minute, eu dacă dorm 2 ore, încă mă simt obosit, ia uite-l cu aia, bă, stai mă cu minte, ce faci? Bă, Sebi, de ce tragi? Ce faci, șeful? Nu mă ataca. Da, după aia pe la 7-8 vin acasă, fac teme, învăț și după aia ce să mai faci? La 10, mai ai chef să filmezi la 10. Și nu, că nu filmezi într-o oră un episod, niciun caz, pentru că dai de o echipă de-aia handicapată, că eu am încercat să filmez zilele astea, chiar am încercat de foarte multe ori. Jucam 3 meciuri pe zi, stăteam până la 1, mă rog, 3 meciuri pe noapte, că nu jucam ziua. Dar nu, n-ai cum să filmezi, frate, logică n-ai cum să filmezi, că... Un meci de CSGO nu se filmează într-o oră, se filmează în 3-4 ore, pentru că trebuie să te chinui, că din 5 meciuri că joci, unul să fie ok, știi? Într-unul mai faci 3-4 kill-uri, ești praf, hai zic, e primul meci. După aia, în al doilea și al treilea dai de echipe paletă care n-au nicio treabă cu CS-ul și fac și troll,
Și hai să zic că în al patrulea meci dai de echipă ok și câștigați acolo sau faceți un tie, știi? Deci cât de cât așa, știi? E foarte greu. Știam, mă gândeam să filmez episoadele din weekend și să le... Adică să filmez 4-5 episoade în weekend și să le am în timpul săptămânii. Bine, când o să-mi treacă strike-ul, probabil o să schimb contentul pe live-uri mai mult. Adică o să fac live-uri zilnice cu CS și alea de o oră, două și așa o să fie mult mai easy și pentru mine și pentru voi. Acum, nu știu, mă rog, o să fac cu straupul cel mai probabil cu chestia asta. Un umor, mamă, dar ce le dau la ăștia? A, da, ce vorbeam, că le dau și m-a luat deja. Bă, și făceam 0 de durmă. Băi, băiatul, le făceam 0 de durmă. Și trebuie să mai vorbesc cu Eddie, să nu pot, există updates în puii mei, nu există comanda asta. Bă, Eddie, uite, mai dau o idee pentru server, deci bagă comanda updates și să-ți apară o pagină de aia ca și cum ai da grup sau ceva de genul, nu mai știu exact. Și să-ți apară așa o imagine, dar nu cred că mai poți să faci chestia aia, că s-o băga panorama asta. Și să-ți apară update-urile și chestia asta, ar fi cel mai șmecher YouTuber. Ziceți, bă, salut că filmez acum, by the way. Salut, bă, salut YouTube. Am uitat să le zic, mă, trebuia să le zic la începutul episodului să zică salut. Ce faci, bă, bulangiule? Aoleu, stați că am și sound de ăsta de-al meu, i-auzi? I-auzi aici. Că ești extraordinar de prost. Deci, am și cu mine. Poftim? Și cu mine. Mâine, frate, la ora 8. Ia uite pe ăștia, bă, trăiți. Dar n-ar trebui să văd, ar trebui să fiu bulangiu. Ia uite, mă, cât de prost ăsta, mă. Zeu pe tras. Ia uite, mă, m-a luat Jericho aici, nebun. Ar trebui să fiu bulangiu în puie, să nu vă zic când postez episodul, că de ce să știți voi înainte? Bine, eu zic ca să fiu șmecher. Aici e mare psihologie, pentru că dacă zic pe server la ce oră postez episodul, adică la ora 8, uite cât sunt pe server, mă rog, sunt vreo 10 la mine în echipă, dacă știu să număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sunt, așa-i? Sau sunt eu chiar? Sunt 8 în puii mei. Deci am 8 vizuri în plus, adică 0,0... Coaie! Băi, e tras fix pe cap, coaie, ești ratat? Bă, Denis! Când ne-a tras prin perete, ai stat cu cuțita pe capul 1. Dar cred că era de la tine din echipă. Nu-și mi-am dat seama, dar e tras fix pe cap, coaie. Na, mă rog. Și am 8 vizuri în plus, aia înseamnă 0,00000001 cenți în plus. Aia înseamnă că sunt mare bogat aici. VIP account $10, dă-te mă, 10 euro sau ce de euro să ia. Du-te mă, Eddie, de sărac, ce pui așa de scump, ce e VIP account 10 euro, bă? Eddie, nu v-a zis, dar el îmi dă 5.000 de euro pe lună ca să-i promovez serverul. M-am făcut YouTuber sellout. Uai, sau chestia asta, cum zice lumea că-s YouTuber sellout. Bă, oameni buni, voi vă dați seama că eu am primit propunere de la site de pariu să le promovez site-ul și am refuzat, îmi pui mie și mă face. Ce dracu-i greșit cu voi, bă? Mă rog, nu cu voi, unii dintre voi. Frate, eu am refuzat, mi-au zis că îmi dă 30 ceva de dolari să le filmez pe site-ul lor. Îmi bine, e 30 de dolari, dar probabil să filmez mai multe episoade, nu doar un episod. Frate, serios, sunt și YouTuber sellout că am refuzat. Bine, n-am refuzat 10 milioane de euro, că dacă dădeau 500-1000 de euro, probabil filmam pe site-ul lor, dar la 28.000 de abonați, cine să-mi dea mie 500 de euro să filmez pe un site cu aia? Mi-a dat vreo 30 de dolari sau ce, mă rog, mi-a dat. O vrut să-mi dea, mi-a trimis un e-mail și da, nu le-am răspuns, mă priși, frate. Eu nu fac aici canal de pariuri, nebun. Duceți-vă pe Sportbet sau cum se numește site-ul ăla, Unibet, de pariază bunică mi-o pe el, nu veniți cu aia la mine cu propuneri de astea. Eu uite-l pe ăla, l-am văzut, eu ce l-am văzut acolo, l-am văzut pe fraier. Eu mă joc pe serverul lui Eddie pentru că mi-e un prieten bun. Na, că nu vorbesc eu aici, nu dau 10 ore cu el pe zi și nu ne cunoaștem în viața reală, dar mi-e un prieten, frate, destul de ok. Ce ai mă cu Conicioa, bă? Ce-ai luat space, ce-ai făcut, ești panicat? Îl știu de mult pe om, adică îl știu dinainte să mă știe el pe mine. Eu când aveam 4.000 de abonați, el avea vreo 10-15.000, cred că avea vreo 10.000, 9.000, nu mai știu exact. Și făcea ce se și de-aia îi promovez, mă rog, îi promovez, joc pe el că nu-i fac promovare, nu zic aici, știi? De-aia mă joc pe server, nu că m-a plătit el și de-alea, dar eu am glumit și oamenii care au crezut. Deci nu mai credeți tot ce zice fratele meu. Uai, și m-am uitat acum câteva zile și la cearta aia dintre Ilie și Max, îmi pui mie, bă, coaie, ce naiba, mă? Bă, se înjurau aia, se înjurau fanii, ia uite-l și pe ăsta cu aia. Bă, ține și tu ținta aia mai jos, băi, Omri, străiți al familia ta. Că du-ți ținta aia în tavan cu aia. Ce vrei să-mi puști? Vrei să-mi puști păsările, ce faci? Tragi după păsări? Eu nici nu cred că mă aud în puii mei, dar mă rog. Am uitat despre ce vorbim. Am uitat subiectul, hai să zicem la alt subiect. Ce mai faceți? Uai, arată-ți așa, stai, da, despre cearta dintre Ilie și Max.
Da, de se certau copiii de 10 ani în comentarii. Frate, în primul rând Max a făcut video ăla să vă informeze ce fel de om este Ilie. Nu să vă certați voi în comentarii. Că și faza asta cu Oanfle și mine când ne-am certat. Mă rog, ne-am certat, că nu ne-am certat. N-am avut nu știu ce discuții și alea. Da, bă, coaie, voi încă veniți la mine sau vă duceți la Oanfle și în comentarii să mă înjurați sau să-l înjurați pe el. Coaie, eu am făcut video ăla doar să vă anunț. Bine, m-am și luat un pic de el, am fost un pic bulangiu că m-am luat de el, da. Eu în mare parte l-am văzut pe ăla acolo, a sărit jos, cred că. În mare parte am făcut video ăla să vă arăt, mă rog să vă arăt, că nu v-am arătat nimica. Să vă zic că nu, eu i-am donat la Oneflash, pentru că nu s-a așa de ratat să mirosesc banii cu aia. Deci, nu că, că de înjura puteam să-l înjur, dar nu mirosesc eu banii pe el, frate, pe Oneflash. Și un euro, nu am înghețată cu aia de 4 lei, știi? Nu miroseam eu banii pe Oneflash în primul rând. Și în al doilea rând, de ce aș dona fără motiv să-l înjur cu aia? Adică, de ce l-aș înjura? Ce am eu cu el? Într-adevăr, să-l lau de mine, dar nu înseamnă că trebuie să-l înjur, că dacă-l înjur nu rezolv nimica. Deci, pur și simplu de aia am făcut video ăla și oamenii au început să vină cu, mă rog, copii, că nu cred că vine unul matur la 17-18 ani să-l înjure pe Oneflash. Cu ce treabă, eu am făcut video ăla doar să-l informez și un om de 17-18 ani cred că conștientizează chestia asta, că eu am făcut video ăla doar să vă anunț că n-am, nu i-am dorat la Oneflash, nu să-i fac hate sau ceva. Eu o trebuie să acuia, easy, easy. Stai. Nu ești prost, mă, mama, ia uite, avem și de asta cu Oneflash, iași. Stai, mă. Stați, mă, nu mai băgați de alea, să bag și eu pe ăla cu mama Maie pentru filmare. Mama Maie, mă. Și da, zilele astea, mă rog, zilele astea, săptămânile astea s-au întâmplat multe lucruri de căcat. I s-a stricat PC-ul lui frate-miu. Mă rog, i s-a stricat. Are boot loop, nu știu să-l rezolv. Am scos bateria aia de pe placa de bază, am făcut toate, tot ce e posibil. Am scos RAM, tot și nu merge, mă. Dar are boot loop. Și enervant, trebuie să văd cum îl fac. După aia mi s-a stricat mouse-ul acum vreo o lună, nu știu dacă știți, dar cred că știți. Acum văd că tastatura face fițe, tastatură de 200 de euro trebuie să iar familia, că dacă mi se strică asta rămân îndatorii toată viața. Stai, n-are nicio logică, că nu n-am, mă rog, v-ați prins voi, sunt practic belit, îmi iau tastatură de 15 lei dacă se strică asta, nu mai dau să-ți ia bani în viața mea pe o tastatură. Mi s-au stricat LED-urile, mă rog, LED-urile. Când bag, normala mea e RGB, da? RGB, cum se mai spune așa. Și când bag efectul ăla de wave, sau nu neapărat orice efect, eu acum de zi m-am steagul României pe tastatură. Nu știu de ce am pus chestia asta, dar mă rog. Și mie unele taste mi se văd albe, chiar dacă eu am altă culoare, știi? Păi mi s-au decolorat așa, nu știu cum să explic cu aia. Probabil o să aveți o poză pe ecran dacă nu s-a handicapat și uit. Dacă s-a handicapat și uit, mă scuzați. Dar probabil o să aveți o poză pe ecran în momentul ăsta. Cu cum mi se vede tastatura și se vede super ciudat cu aia și nu știu ce s-a întâmplat. Și nu mai am cum să o duc la garanție, cred că am vreo 2 ani garanție și nu trecut 2 ani de când o am, dar arată ca dracu cu aia. Dacă aș vrea să o duc la garanție ar trebui să iau s-o curăț, că nu mi-o primesc ăștia la garanție. Are shawarma, are bucăți de shawarma între taste cu aia și de cartofi prăjiți de 2 ani. Cred că deja vomitați așa, e? Are bucăți mucigăite de shawarma în pui mei între taste. Cum să o duc așa la garanție cu aia, că mă scui pe aia între ochii în pui mei dacă mă duc așa tastatura la garanție. Mouse-ul mi s-a stricat. Mi-am luat un mouse la 60 de lei și-s mulțumit de să am bat piciorul. Mă enervează chestia asta, uite, când fac flicuri se blochează. Vă dați seama că la mouse îți trebuie un mouse mai scumpuleț așa, să aibă cât de cât un senzor ok. Dar tastatura nu vă lasă tastatura scumpe, că nu merită. Adică bine, dacă ești bogat și te doare în cur de bani, poți să-ți iei, dar dacă ești mai pe buget, o tastatură mecanică de la Redragon în 30 de euro, eu zic că e mai mult decât suficient. Adică acum depinde și de preferințe, că dacă pe tine nu te interesează cum se apasă, nu m-a luat. Dacă bine nu te interesează neapărat cum se apasă tasta, poți să-ți iei și normală la 10-15 lei din piață, dar eu nu pot, pur și simplu, am încercat să mă joc cu tastatura lui frate-miu acum câteva zile pe calculatorul lui, să-i fac ceva la un joc și nu merge, adică nu că nu mergea, dar nu puteam, mă simțeam eu ok, nu puteam să apăs ca lumea. Adică pe tastatura mecanică de-abia atingi asta și se apasă, dar pe o tastatură cu aia de aia trebuie să apeși cu toată familia în pâine și nasol, știi? Dar există tastatură mecanice ok și în 30 de euro pe Amazon și nu merită să dai 4 milioane, 5 milioane pe tastatură și după aia se strice. Și că tastatura nu e ca mouse, hai să zic că mouse îți iei de 4-5 milioane că are senzor, știi? Și dacă ești dedicat unui joc, ca CS-ul de exemplu, unde trebuie senzor și chestiile alea, adică să faci flick urite. Eu nu pot să fac un flick. De exemplu, dacă vine unul acolo și vrea să dea flick, uite, hai să zic, așa pot să-i fac, dar dacă vreau mai rapid, uite, mi se blochează, vedeți? Mă rog, câteodată se blochează, câteodată nu. Uite, acum s-a blocat, de exemplu. Și e enervant de chestia, dar zic, mouse-ul ție mai scump, dar tastatura nu merită, îmi pui mie. Nici eu nu știu de ce mi-am luat-o pe asta, sincer. Aveam o perioadă când aveam mai mulți bani. Și eram retardat, că puteam să strâng și acum aveam RTX 2080, da. Acum nu știu dacă îl mai iau. Mă rog, să mai discutăm, băi, 36, nu știu cât am filmat, să-mi bat piciorul. Când filmam cu OBS-ul știam cât filmez, dar acum când filmez cu Shadowplay-ul fac episoade de jumătate de oră în puii mei. În care discut așa chestii
fără sens și adică care probabil nu vă interesează pe voi, Dana. Mamă, să-i cenzurez numele și voce, ați fi un gunoi de-o mai major unde asta și încheie episodul, că deja cred că filmez de nu știu cât timp. Cred că-mi vede picioarele, dar ioi cum mă trage pe lângă mine, iau gloanțele. Ah, cât de slabă-s. Mamă, mă ia. Unde ești, boss? Ăsta vine din... Mamă-i. Nu știu cu aia, ia uite-l, mă. Bă, la nu-i side. Bă, cine e ăla, mă? Uite cât de praf fost, mă. N-am mai apucat nici să joc CS, mult zilele astea, doar așa un pic pe server am jucat. Ce să fac eu? Site-ul. Hai că le rezolv acum, din bani. Lasă-mă pe netro, nu-l omorez, nu-l... Bă, gata, m-am supărat, aia am dat quit, sal. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like aici pentru 5 ani de YouTube, să-mi bat piciorul, 5 ani regretați. Glumesc, mă, nu-ți regretați. M-au fost ca lumea. Am învățat multe chestii noi. Am învățat că nu trebuie să te apuci de... Glumesc, mai gata. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!